Doamna doctor Gabriela Saulea, pe canapeaua de la Neața, discutăm astăzi, după cum am anunțat, despre limitele pe care le impunem pentru a avea o relație de durată, dar și sănătoasă. Să rămână bună dimineața! Bună dimineața! Cu ce să începem? De ce trebuie să punem limite? Să vedem de ce este important să vorbim de limite când vorbim despre o relație. Ok. Și răspunsul este unul foarte provocator. Am văzut în grupul meu că persoanele care au știut să pună limite au intrat în parteneriate sănătoase, frumoase și chiar și după divorț. Ce înseamnă pune limite? Adică mergi marțea de o viață cu băieții la fotbal și de când am căsătorit nu mai mergi? Poate că e un exemplu un pic exagerat. Ce înseamnă să pui limite? Înseamnă practic să ți restabilești standardele, tu ca persoană. Și dacă tu îți pui standardul, dau un exemplu. Vreau ca partenerul meu să fie lângă mine marțeara, să zicem. Pot să pun limita, tu nu mai mergi marțeara cu băieții, sau pot să mă gândesc că eu sunt femeia care ține un partener lângă mine marțeara. Și ce fac în situația asta? Mm-hmm. Am două opțiuni. Mm-hmm. Una este să fac lucruri care să-l motiveze pe bărbatul meu să stea marți cu mine. Și doi, să mă gândesc în cazul în care lucrul ăsta nu se va întâmpla. Cine este responsabil ca limita mea să fie respectată? Ok. Și în situația aceasta, eu sunt cea care sunt responsabilă să nu fie respectată. Acum, exemplu cu meciul marți seara, probabil că nu e un exemplu atât de grav. Dar mă refer la o situație... El îi spune ei, nu mai ești cu magra oancele alea cu care ieși până acum. El îi spune ei că eu am... Cercul tău de prietene, mi se pare că ne influențează în sens negativ. E bine așa? Nu e bine nici așa. Nu e bine nici așa. Ideea este că în clipa în care... Și mă refer acum la bine în relație, la mine, fiecare persoană în parte. Atunci când eu mi-am propus ca standard, sunt femeia care, să spun, nu voi fi niciodată înșelată în relație, în orice relație. Sunt femeia care nu voi fi niciodată înșelată. Hai să spui bine și cum poți să garantezi că un prieten, un partener, un iubit nu să te înșele. Că poți să îl urmărești, să știi tot timpul că nu voi fi înșelată. Sau nu voi fi femeia care voi fi vreodată abuzată sau lovită. Poate fi mai simplu când spun nu voi fi femeia care voi fi lovită de partenerul ei. De ce? Pentru că în clipa în care partenerul meu ar face un astfel de gest, în clipa el nu mai e partenerul meu. Ok. Deci atunci când eu pun o limită, automat trebuie să știu și care sunt consecințele. Bun, eu nu accept, de exemplu, să fiu lovită. Am dat un exemplu extrem ca să fie mai ușor de înțeles. Okay. Dacă nu accept să se întâmple lucrul ăsta, ce se întâmplă dacă totuși s-ar întâmpla, partenerul meu ar face acest lucru. Ce? Dacă am impus o limită, apoi eu aplic. O și aplic. Pentru că mulți dintre noi spunem, am pus limite, am spus că nu-mi convine că pleacă marți seară sau că bea sau că știu ce mai face. Și întreb și de câte ori ai spus? De sute de ori. Asta nu e limită. Asta este o conversație pe care tu o duci singură sau singur. Limita înseamnă să o și să o propui, dar să o și impui. Avem aici cazul nostru, da? Șefa la limite. Stai așa, să vedem dacă te și auzi. Ia. Hai să vedem, aud acum. Vă aștept de atât de mult timp, m-am îndrăgostit, Saulea. A scris și la ziar și băieții de la beznerie știu, le-a zis. Știe toată lumea. Și de la Languș. După primele întâlniri mi s-a spus ce își dorește de la viață. Că își dorește un copil, că își dorește familie. Eu i-am spus lui Răzvan sau băieților le-am spus acest lucru și ei au spus, e red flag, nu e ok. Ce ar trebui să fac? Vi se pare red flag? Faptul că își dorește familie și copil este un lucru foarte fain. De la prima întâlnire, doamna doctor, că a venit cu dosarul și a zis, femeie, anul următor vom face tripleți. Nu, eu am zis că atunci ne cunoaștem și ne-am întrebat unul pe celălalt, ce ne dorim pe viitor? E prea mult că mi-a spus lucrurile acestea? De ce nu vă plătiți voi orele de terapie și vă abuzați de timpul meu la emisiune? Doamne, de când mă începe doamna Saulea? Deci? Este un lucru foarte bun că atunci când ieșim la dating să știm exact ce dorim și să putem spune lucrul ăsta. Exact. Că el își dorește familie, soție și copii, e foarte bine. Acum că își dorește soție și copii să fii tu aia din prima întâlnire, e red flag. Aici e într-adevăr, pentru că nu are de unde să știe cine ești tu până nu te cunoaște după două luni, după două săptămâni, după doi ani, pentru că e greu să spui, te-am văzut la televizor, te-am văzut undeva și vreau să fac un copil. Aha, cu tine. Deci veniți cu schimbarea după 2-3 ani. Îl iei când e căzut sub masă în vama veche la pupăceală, la Folk You, festivalul de... După care, după 2 ani, după ce l-aranjezi, îl berberești, îl spreli și îl îmbrazi la costum, îi spui, nu ești bărbatul de care m-am îndrăgostit, nu? Asta e. Dacă vrei să-l schimbi, dar poate că e bărbatul de care te-ai îndrăgostit și poate rămâne același. Și deci, dacă m-am îndrăgostit ca o nebună, cum am spus și mai devreme, cum pot impune aceste limite? Pentru că mă ia târâși sufletul și atunci n-aș putea, să mai impun. Deci cum fac? Deci, într-adevăr, pentru a pune limite este un efort. Este un efort pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facă. E foarte ușor să spui limita mea este să nu mai fiu păcălit a doua oară. Dar dacă nu și impun lucrul ăsta prin ceea ce fac,
Dacă am spus că, știu eu, mă văd cu tine o dată pe săptămână, mă văd cu tine o dată pe săptămână, nu fiecare zi, pentru că tu vrei asta. Bun. Deci, practic, pun niște limite pe care eu le setez și le respect eu în primul rând. Pentru că dacă eu nu le respect, automat nici partenerul nu va tinde să le respecte și în scurt timp le va încălca. Zic să o ținem pe asta drept, săptămâna următoare. Să o ținem pe asta drept concluzie. Punem niște limite pe care noi putem să le aplicăm, da, și nu să le cerem doar de la partenerul nostru. Mulțumim tare mult, doamna dr. Gabriela Saulea, trainer și consilier după divorț. Dacă aveți nevoie de sfaturi, puteți căuta numele pe motoarele de căutare. Încă o dată mulțumim.